Bună ziua. Deci, suntem constituiți în statutare. Doi colegi încălzii, o statar, domnul Rolo Ciordină. L-ați avut la dispoziție procesul verbal al ședinței trecute. Cred că l-ați studiat. Dacă sunt ceva probleme, dacă care completat. Deci, dacă nu sunt probleme completat, supunem la vot aprobarea procesului verbal. Cine este pentru? Împotrivă? Aține? Deci, apoi vă citesc ordinea de zi a ședinței de astăzi. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară de atot primar al Buniana. 2. Proiect de hotărâre privind acordarea unor stimulente financiare tinerilor care au primit vârsta de 18 ani în anul 2019, domiciliat în Comuna Potul, în Vârful Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei de 49.000 lei pentru acordarea cadourilor de Crăciun, precum și organizarea sărbătorilor de iarnă în anul 2019. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Munteanu Cristina. 5. Proiect de hotărâre privind reînființarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Podul conform cu OUG 57 din 2019. Așa se diverse. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci, să trecem la primul punct al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară. Ce ne puteți spune? Da. Am avut alocate la Ministerul Dezvoltării 16.000 de lei și am dat pentru a plăti pentru PUC, da? Când se face PUC-ul și i-am pus pentru PUC. Și apoi sunt virat de credit la un articol altul, care la celuiași capitol, la capitolul 65.02, învățământ. Iar mai este ceva ce am da. Asta la mai încolo. Dar asta pentru cei 16.000 de lei de la Ministerul Dezvoltării care au venit să punem să mai plătim la PUV-ul, dar că PUV-ul nu e o parte, nu o parte din bani pentru... Adică o să mai vină și o să mai trebuiască să mai punem să mai plătim. Da. Dacă sunt... Întrebări? Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind acordarea unor stimulente financiare tinerilor care au primit vârstă de 18 ani în anul în cursul anului 2019 și domiciliat în Comuna Potul, județul Bacău. Deci, știu că a fost... Mulțumesc! În prima parte a fost... A fost în prima parte odată dați pentru cei care au primit până la 1 iulie, da? Și acum pentru cei care împlinesc până la 31 decembrie. Și aceeași treabă iar următorul, la punctul 3, sunt 49.000 pentru cadou de Crăciun și organizarea sărbătorilor de iarnă pentru 2019. Ca să legați punctul 2 cu punctul 3. Dacă sunt... Fiecare până. Nu. Mă referam la vârsta de 18 ani, are dreptul de vot, știți? Asta spunea. Au avut și până în iulie. Nu, dar au avut. Deci au fost numai anul ăsta și de atât, fiindcă Ian... Nu se dă la anul înainte de campania de primar, asta da, da, da. Să se vădurești 6 de ani de la Sfântul Comun, de asta, să știți. Da, a fost genată mobilia de asta. Exact, exact. Așa s-a întâmplat, da. Dacă eram primul an, dădeam atunci. Deci, dacă alte discuții. Hai să punem la vot. Cine este pentru? O abținere. Bun. Împotrivă? Deci o abținere aici. Da. Punctul 3, deci am votat și punctul 3. Punctul 4. Proiect de hotărâre. Nu, stați așa. 2, 3. Dar, scuze, am vorbit eu și am votat pentru cadourile de Crăciun și organizarea sărbătorilor de iarnă. Și aici intră, știți foarte bine, cei peste 700 și ceva de copii și cadre de la școală. Pentru fiecare trebuie să punem o sumă. Am mai crescut un pic suma pentru că cu 25 lei nu prea am mai avut. Au mai crescut prețurile și am mai crescut un pic suma. Și să vedem și ce... Pentru sărbătorile de iarnă, pentru cei care vin colindători, știți că de fiecare dată vin... Dar oricum suma cea mai mare probabil va fi pentru copii, pentru... Da, acolo. Nu.
Punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Ce am avut în față? Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Munteanu Cristina. Ce răspundeți, doamna secretară? Dar nu solicită un ajutor, este fiica domnului decedatului Ainiuai Munteanu Vasile, de la Pune, de la Pune, care pornim și nu a venit și solicită un ajutor de urgență. Deci îmi face eu cu mănâncarea. Doamna s-a împrumutat, tata n-avea niciun venit. Vă dați seama, cu mormântare sunt o groază de cheltuieli. Ce înseamnă să fii la limita sărăciei? Adică la limita sărăciei nu avem nimeni. Au copii plecați în străinătate, au deci... Copiii fiecare au, deci au greutăți și copiii, să știți. Au familie lor, au familie lor și copiii. Dar... mă abțin. Așa, dacă ne luăm după limita sărăciei, mulți din ajutoare nu trebuie o dare, credeți-mă. Nu putem numai să ajutăm. Cum e vot? Haideți să trecem la vot. Trecem la vot. Da, da. Cine este pentru? Chiar nu văd acum. Abține? Domnul... Da. Împotrivă. Nu, ce să vă dați? Nu poate domnul. 5. Abține. Abține. Proiect de hotărâre privind revizuirea regulamentului de organizare și funcționare Consiliul Local Public, conform ordonanței de urgență a Guvernului 57/2019. După cum știți, ordonanța de urgență 57/2019 ne-au pus revizii și regulamentul de funcționare. Eu l-am prezentat în ședința de comisie, adică l-am pus la dispoziție. Mi-a vrut să-l las la cunoștință. Sunt 31 de pagini, bănuiesc că nu doriți să le citesc. Dacă domnul Bia, care a trecut un pic pe dânsul, o să dorească să spună câteva cuvinte. O să spun și eu câteva lucruri. Să ceva? Da. Dați-ne astea mai înainte, nu dați în timpul ședinței, doamne. Nu, le-am adus la ședință și timp, regulamentul. Le-am adus în ședința de comisie înainte de ora 11, domnule. De ați veniți mai repede, dacă vrei asta. Și ați venit ieri, ce v-ați cerut ieri. Atunci ați pus frumos. Întrebați-l pe domnul Bia, nu atunci, am pus proces verbal. Domnul Bia știe, am adus înainte de ședință. Înainte de ședința de comisie. Când se citește atâtea pagini în timpul ședinței? Dar de ce este ședință de comisie și o oră la dispoziție? E președintele ședinței, dacă eu m-am apucat. Hai și ca să nu treci. Domnul Grigoraș, conform vechiului regulament, cu 3 zile înainte aveți voie să veniți să consultați materialul. N-ați venit, nu este vina noastră. Pe momentul când anunți ședința cu 5 zile înainte, nu o să spun ce este ordinea de zi. Da. Am întrebat de fiecare dată, întreb ordinea de zi. Nu o să spun. Haideți să trecem chestia asta, că se întâmplă asta de 20 de ani, nu de acum. Deci astăzi putem să nu mai exagerăm, că n-ar nu și-a vădruat. Nu-i nicio exagerare, doar am bar. Vă rog, vă dau argumente dacă... Deci vă întâlniți la... Nu mai exagerați. Domnul Bia, aveți cuvântul. Am în față referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind revizuirea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Podor, conform ordonanței 57/2019. Și de asemenea am raportul compartimentului de specialitate la același regulament, conform ordonanței 57. Eu nu o să vă plictisesc pe dumneavoastră, domnul Grigoraș are dreptate, trebuie studiate cele 31 de pagini, să vedem ce știm, ce noutăți apar. Eu am căutat să le identific printr-o lecturare succintă acestora, dar dați-mi voie în câteva minute să vă spun măcar preambulul acestor rapoarte referate de aprobare și a regulamentului în sine. Administrația publică locală din unitățile administrativ-teritoriale se organizează și funcționează în temeiul principiilor generale ale administrației publice, prevăzute la partea 1, titlul 3 și al principiilor generale prevăzute de legea 199/97,
pentru ratificarea Cartei Europene a Autonomiei Locale, deci ne-am aliniat la Uniunea Europeană, adoptată la Strasburg la 15 octombrie 1985, precum și a următoarelor principii specifice. Și aici se derulează aceste lucruri, prin care spune că Consiliul Local Poduri este autoritatea deliberativă a administrației publice locale, este compusă, cum dumneavoastră știți, din consilierii locali aleși prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, în condițiile stabilite de legea pentru alegerea autorităților administrației publice locale. Acesta se organizează, se referă la Consiliul Local, se organizează și funcționează în conformitate cu principiile descentralizării, autonomiei locale, deconectării serviciilor publice, eligibilității autorităților administrației publice locale, a consultării cetățenilor în soluționarea problemelor locale de interes deosebit. Și acum, în cele 31 de pagini, se stipulează următoarele. Structura Consiliului Local, constituirea Consiliului Local, validarea mandatelor. Aici văd ceva poate puțin tel mai deosebit de ceea ce știam noi. Se referă la consilierii care nu și-au pierdut drepturile electorale, fapt dovedit prin cazierul judiciar. Deci fiecare dintre noi, viitorii consilieri la alegerile din 2020, bineînțeles că o să prezinte un astfel de cazier local, sau știu, să nu interferăm cu legislația și respectiv să picăm în afară legii. Apoi, renunțarea la mandat înainte de validare, că validarea, știți dumneavoastră, se face ulterior, ședințele privind ceremonia de constituire a Consiliului Local, cu veteranul de vârstă dintre consilieri care conduce ședința alături de reprezentantul prefecturii Bacău, cum a fost și acum, și de doi consilieri dintre cei mai tineri. Știți dumneavoastră acest lucru foarte bine. Apoi, depunerea jurământului, jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor comune a județului, așa să-mi ajute Dumnezeu, ce ați votat și ce ați spus și dumneavoastră când ați fost aleși consilier local. Declararea Consiliului Local ca legal constituit se face potrivit legii și validarea mandatelor supleanțelor în cazul procedurii de constituire a Consiliului Local se referă la consiliile care au mai mulți consilieri, cazul municipiilor, cazul orașelor mari și așa mai departe. Că este pentru toată lumea, nu neapărat pentru comună. Organizarea alegerilor în sine este spusă și explicată de către secretarul de unitate și de cel care conduce ședința din partea prefecturii. Confirmarea calității de membru al partidului politic sau organizației cetățenilor aparținând naționalităților. Știți că primim fiecare câte o hârtiuță prin care spunem că aparține unei formații politice care am fost aleși legal și aceasta constituie pașaportul nostru de a intra în Consiliul Local. Este adresa cea mai importantă care o primim atunci când se organizează Consiliul Local. Organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, atribuțiunile acestor comisii,
E adevărat că se arată că acele comisii care sunt din ani din urmă, primarul și cine o să fie, să aibă un cuvânt de spus, poate să spună că anumite comisii și-au desfășurat sau nu și-au desfășurat activitatea sau le reprofilează pe un quantum de probleme, nu neapărat cum suntem acum, cu gama de probleme ce avem fiecare din cei de la comisie, din președinții de comisie. Comisiile speciale, comisiile mixte, rolul și atribuțiunile Consiliului Local, care noi am semnat pentru acest regulament și trebuie să respectăm cu sfințenie. Atribuțiunile Consiliului Local sunt stipulate din nou cu, încă o dată repet, nu, să nu vedeți partea de a fi mai dur acest regulament, ci pune anumite puncte pe ei în anumite situații care sunt așa, cum să zic, dual înțelese de către unii dintre noi. Apoi, rolul, numirea și eliberarea din funcția viceprimarului ne arată ceea ce, nu știu dacă e cazul, că noi avem oameni competenți pentru toate funcțiile din Consiliul Local. Apoi, instituțiile publice de interes local cu care colaborează Consiliul Local, mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor unității administrativ-teritoriale a UAT-ului și atât în Consiliul de Administrație la unitățile școlare, cât și în alte și în alte și în alte reprezentări la nivel județean sau la nivelul prefecturii. Un alt capitol, funcționarea Consiliului Local, tipurile de ședințe, mult discutate de noi, știți, ale Consiliului Local, printre care se arată. La punctul 1, Consiliul Local se întrunește în ședințe ordinare cel puțin o dată pe lună la convocarea primarului. 2. Consiliul Local se poate întruni și în ședințe extraordinare la convocarea primarului, a cel puțin a unei treimi din numărul consilierului local în funcție, deci o treime din consilierul local se asociază într-un proiect care are și transmite doamne secretare și doamne primar rugămintea de a ne întruni într-o ședință extraordinară. Apoi, convocarea ședințelor cu număr de, știți dumneavoastră, de zile înainte de ședință cu tematica care este. E adevărat că volumul de lucru a secretarului general al primăriei Poduri și nu numai a primăriei Poduri, peste tot este același lucru, volumul imens de muncă, poate câteodată mai puțin, dar cel puțin când ne-a invitat la ședință a spus că despre asta și despre asta vom discuta. Și ne-a prezentat anumit fluturaș cu ordine de zi. E adevărat că domnul consilier Grigoraș, potrivit regulamentului acesta, dreptatea aparține că trebuie dat înainte cu un termen de zile comunicarea acestor lucruri. Data, ora și locul de desfășurare proiectul la ordinea de zi, materiale și așa mai departe. Ordinea de zi este obligatorie înscrierea pe proiectul ordine de zi a proiectelor de hotărâri care îndeplinesc condițiile prevăzute de articolul 27 din urmă aliniatul 8. Dar aici mai arată. Nu neapărat să permanentizăm numai și numai dezbaterea unor proiecte de hotărâri. Acestea obligatoriu trebuie trecute prin comisie. Comisia le avizează și trimite avizul către doamna secretar general a primăriei și către doamna primar. E adevărat că aici președinții de comisie, eu îmi fac mea culpa. De multe ori poate n-am făcut acest lucru și munca noastră a fost transferată doamnei secretare care ne-a făcut toate acestea potrivit legislației în vigoare. Aceste avize la proiectele de hotărâri.
Și spuneam că am lecturat aici faptul că nu neapărat ședințe cu proiecte de hotărâri, ci nu. Primarul poate să hotărască împreună cu doamna secretar general să hotărască, am o problemă deosebită în comună. Pericolul hepatitei, să zicem, din comuna Poduri. Eu pot, la ordinea de zi, alături de proiectele de hotărâri, să pun și această problemă. Sau, cum ne-am pregătit pentru iarna 2019-2020, care se apropie și o să fie puțin tel mai grea, cum ne-am pregătit să informăm consilierul local, iar prin consilierul local să informăm populația din comună. Inclusiv la curăța coșurile de fum sau știu alte lucruri care dorește domniile lor să le spună. Deci, ședințele pot fi cu o anumită tematică, dar aceasta aprobată, propusă de doamna primar și de doamna secretar general și aprobată de Consiliul Local. Fără aprobarea Consiliului Local, nu se face nimic într-o unitate administrativ-teritorială. Este Consiliul Local, micul parlament de la, știți dumneavoastră, de la București. Noi suntem parlamentul mai mititel. Apoi, realizarea permanentă a cuvorumului ședințelor Consiliul Local. Dacă se constată că unele ședințe au fost ținute sub jumătate plus unu din numărul consilierilor invitați, bineînțeles că ședința se amână la o dată ulterioară. Nu a fost cazul la noi, dar așa zice și aici, nu mai spun că sunt motivați cei cu boli și așa mai departe, sau știu eu cei plecați în delegații sau alte lucruri. De ce? Nu mai vorbesc și... Desfășurarea ședințelor Consiliului Local. E o plictiseală, să vă spun dumneavoastră. Se alege președintele pe un număr limitat de ședințe care le conduce. Prin rotație, așa se stipulează aici, obligatoriu toți consilierii locali să conducă câte una, două ședințe. Pentru a se rula și în desfășurarea ședințelor, dar și partidele să aibă un cuvânt de spus prin această funcție de președinte al acestor ședințe. Președintele de ședință fiind firesc reprezentantul unui grup de consilier local, poate să propună încheierea dezbaterilor. Știți dumneavoastră cum se desfășoară. Adoptarea hotărârilor Consiliului Local, încă o dată repet, se pune mare accent toate aprobările Consiliului Local sunt executorii față de colegii noștri care ne ajută să le pun în aplicare, respectiv conducerea primăriei și contrasemnat de doamna primar și de doamna secretar general. Votul consilierilor poate să fie individual, deschis sau vot secret în anumite situații. Noi am mers cu partea aceasta de sinceritate, de vot deschis. Dar sunt și anumite situații în care alegerea, de exemplu, a viceprimarului s-a făcut prin vot secret. Știți dumneavoastră. De ce să faci prin vot secret? Spuneți, doamna primar, nu mă supăr. Frumos e să facă prin vot deschis, nu se crede. Da. Semnarea și contrasemnarea hotărârilor Consiliului Local. Alături de președinte, ați văzut dumneavoastră că acolo, în acele înștiințări care doamna secretară ne trimite, sunt și membrii tuturor comisiilor privind documentația care trebuie pusă la dosar, și care dosare a președinților comisiilor de specialitate, să nu credeți că nu sunt văzute de domnii care vin și doamnele de la prefectură și de la Consiliul Județean. Totdeauna Comuna Poduri a fost evidențiată cu niște activități deosebit de bune la nivelul comisiilor de specialitate.
dizolvarea Consiliului Local, nu vă mai spun, pentru că știți acest lucru, se poate face și acesta, organizarea referendumului local, cum se organizează și așa mai departe. Rezolvarea treburilor publice curente în cazul dizolvării Consiliului Local. Aici este foarte important. Dar nu o să ajungem poate noi niciodată. Dar să știți că până la constituirea noului Consiliu Local, care este ales prin referendum și prin alegeri, primarul sau în absența acestuia, secretarul general al UAT-ului rezolvă problemele curente ale comunei, orașului, municipiului, cu respectarea competențelor și atribuțiunilor ce îi revin. Numai că atenți! Acestea sunt limitate. Pentru a nu se da, impresia că fiind de unul singur și legislația dă voie, poate să facă orice fără aprobarea Consiliului Local. Încă o dată stipulează aici, Consiliul Local este cel care hotărăște în tot ce se face într-o unitate administrativ-teritorială. Suspendarea și încetarea mandatului de consilier local, aici se arată prin demisii, prin alte și alte lucruri. Am mai spus la colegii mei din comisie că dacă e absentat nemotivat la 3 ședințe de la comisie sau la 3 ședințe ale Consiliului Local, se iau măsurile care știți dumneavoastră că se iau. Se ajunge până la tăierea indemnizației și așa mai departe. Dar nu e cazul la noi. De asemenea, am aici în față drepturile și obligațiile aleșilor locali. Aici, vă rog respectos că eu le-am citit, să încercați să vă uitați și să aprofundați aceste lucruri. În afară de obligații, dumneavoastră aveți și niște drepturi care trebuie să fie acordate. Răspunderea aleșilor locali, tipurile de răspunderi, răspunderea consilierul local, a consilierul județean și așa mai departe, sancțiunile disciplinare aplicabile consilierul local și consilierul județean, nu, nici nu vreau să mă gândesc la așa ceva, că se va pune problema la noi în consiliul local, avertizment, chemarea la ordine, retragerea cuvântului, eliminarea din sală, excluderea temporară la lucrările Consiliului și a Comisiei de Specialitate, diminuarea indemnizației, retragerea indemnizației lunare pentru una, două luni și așa mai departe. Eu nu mai citesc aceste lucruri, că ele sunt puse de legiuitor și cel care a aprobat ordonanța respectiv Parlamentul României sunt puse pentru anumite cazuri, poate răzlețe din țara asta. Apoi se ia la fiecare. Avertismentul, chemare la ordine, excluderea temporară și așa mai departe. Și aici, la final, semnează secretar general doamna Sandu Popa Cristina Mihaela și contrasemnează președintele de ședință, inginer Sartariu Costic. Vă mulțumesc! Mulțumesc și mai domnul profesor. Două cuvinte ca să spun. Doamna secretară, într-adevăr, ar trebui să puneți la toți materialele un pic mai repede, chiar dacă este greu, dar trebuie și asta e un pic, pentru că, într-adevăr, nu ai timp. Și propune... Da. Propunerea mea, dacă o să o luați, să ne uităm mai atent așa și în ședința următoare, dacă avem ceva de... Așa, puteți gândi completări. Să vedem exact ce modificări au apărut, să comparăm cele două, care o să mai lecturăm tot materialul, la pagina putare, articolul... Asta trebuie votat astăzi, când este termen. Domnul președinte, asta vreau să întreb și eu. Regulamentul ăsta a mai fost emis. Acum s-a reemis. Să vedem cât de este o modificare, o... Două, trei modificări atât. Spunea domnul Bian. Deci una, înainte, în caz de demisia, adică demisia primarului, ținea locul domnul vice, acum ține secretarul. Ordinul care se dă de judecător în momentul în care sunt numiți consilierii.
Deci două, trei, nu, exact cum a fost la secretar, din funcția de secretar la devenit secretar general, exact așa, e vorba doar de câteva... La întocmirea procesului, da, încă o întrebare, la întocmirea procesului ăsta, ăsta regulamentului, pardon. E scos din lege, din legea aleșilor locali, ați consultat legea? De exact de acolo este făcut, din ordonanță. Corect, vă dau un exemplu, spune clar, în legea aleșilor locali, un consilier local are dreptul la a viziona orice act emis din primărie, cu excepția actelor secrete. Da. Deci, eu am întrebat și o dată, după ce s-a făcut majorarea de salarii, am întrebat și eu cineva ce salarii are cu tare. E secret. Deci n-am avut confidențial. Confidențial. Nu există așa ceva, un salariu confidențial, unde este salaria de stat. Al la cunoștință, care este încadrarea conform legii. Dar cât ia exact ababic, care este interesant. Este salar. Deci dumneavoastră puteți salar, vedea în domeniul public. Este încadrat ca funcționar, nu știu de care, cu categoria ce, un salar de încadrare de atâta. Vreți să vedeți neapărat futurașul meu, da, să vedeți... Aveam dreptul. Așa. Păi da, dar aveți toate datele la dispoziție. Domnul, vreau să vedeți futurașul meu. Aveți datele de care să vă pierdeți. Anul ăsta, am votat coeficientul ședința, deci coeficientul pentru fiecare salariat, sau pentru gradul care este dânsul, cum așa, în ședința de Consiliu, care dumneavoastră ați ridicat mâna și ați votat. De ce v-ați interesat atunci? Da, dar și, de exemplu, când ultima dată, când ați terminat la funcția de secretar general, ați beneficiat de o majorare? Nici un leu măcar, nici 50 de bani. Aș vrea să-mi dea, am zis, decât să mă fiu cu general, mai grav îmi dădea ceva bani, că eram mai mulțumită. Nu, deci nu am dat și eu iau 62 de milioane salariul la care plec. Sincer, nu știu cât e de plătit. Mai spun ăștia că am piste 1500, piste 2000, piste acasă, o cred că până piste 5000. Dar eu îl invit pe care este profesor la școală și care are un salariu de 40 de milioane, că sunt și salarii pe jur. Dar te rog frumos, taci. Dar să invit un profesor cu 40 de milioane salari și să vină să vadă dacă chiar este așa de diferența asta de 20 de milioane, dacă chiar este... cum să spun eu, chiar să vede așa de tare și chiar dacă nu se consideră ba o vacanță, ba câteva ori la școală, acum fără să eu am colegi profesori și știu foarte bine și spun, nu din faptul ăsta că am colegi profesori știu cât iau. Pentru că eu dacă mă întorc frumos la școală, iau salariul ăsta, pentru că am gradul 1, pentru că am vechiri, pentru că am foarte mulți ani. Deci mă pot ridica la salariul ăsta. Da, dacă ar fi 150 de milioane, hai să spun că să spun că stai să te izbați pe drumuri. Și îți mai vine, nu știu care, spun, da, cât salar ai, dar de ce ai atâta, dar parcă ce faci? Eu invit să vină lângă mine și să vadă ce fac o săptămână. Și dacă spune că așa, nu contează cine îi. Și dacă vine și spune că e bine sau e rău, eu îi las locul fără nicio problemă. Sincer, vă spun cu toată sinceritatea. Nu pentru că a întrebat domnul Grigoraș, vă spun și dumneavoastră pentru care nu era lămurit. Poate și dintre a mei, dintre consilierii mei, poate nu a fost lămurit. Din punctul ăsta de vedere, vă ferit. Ați făcut de toate ați făcut. N-aș vrea să mă dau exemplu. Puteți da ce exemplu vreți. Și la pelice, și la angajări, și la salarii, și la după. Da, normal, atâta timp cât trei o echipă și așa, trebuie să faci și o angajări, trebuie să aduci oameni cu care să știe despre ce-i vorba, trebuie să ai oameni care să muncești la proiecte și cazul, că nu puteam să stăm cu o echipă. Trebuie om angajat, competent în domeniul respectiv. Normal. Vi se pare cumva că echipa Comunii Portului nu e competentă la ora asta cu 17 proiecte din lucru? Sunt cazuri. Dar fiecare și într-o familie, unul mai bun, unul mai rău, na, ce să faci? Nu putem să fim perfecți. Da, mulțumesc, Costel. Și un șofer a devenit polițist. Mă rog, asta nu este, nu depinde, s-o da concurs. Și la viza de pe dacă nu era de partea PSD-ului, nu intra el polițist. Da, 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 știți că toți ceilalți polițiști și toți ce s-au făcut erau din partea PSD-ului. Să ne revenim la punctul ăsta. Haideți să ne revenim. Doamna secretar, ce trebuie cu procesul? Mă ați spus că trebuie votat. Da. De așa mare urgență? Da, îi trebuie votat neapărat. Deci am făcut ședința asta pentru el. Deci cu... Cu care vă abțineți, este aceeași cu care l-ați avut la trecută. Deci nu e... Da, dar nu... Dar nici mare o citit domnul. Dar ce spui de aici? Scos din lici, vreau să citiți, 57. Dar nu, dar nu cred că modificări așa care să ne afectez în mod deosebit, nu cred că sunt. Și ce puteți face dacă sunt? Vă duceți la ei să spuneți că de ce ați modificat?
Nu cred. Da, bine, poate să se abțină, nu-i probleme, tot nu e obligatoriu nimeni să voteze. Votați dacă nu-i deci convenabil, nu-și poate să votați. Deci, voți interne, ca și vorbim pe rând. Vorbeam eu. Îi vorbeam seama pe mari și toată. Și pentru achiziții și pentru secretari au fost un termen. Deci alea trebuie să-l respectăm. Deci altcineva, dacă vrea să... Este regulamentul cu care noi pășim și în anul 2020, cât și poate în viitoarele alegeri. E bine să-l aprobăm cu modificările care sunt. Și modificări mai pot fi și după ce colegii mei lecturează în totalitate tot ce am spicuit eu de pe acolo. Da, și-ar vrea, domnul președinte, să completeze acolo în procesul verbal, ca să fie așa. Este întocmit revizuirea regulamentului de organizare în raport cu legea alegerilor locale. Da, dar așa și este, dar nu vedeți că am scris? Păi menționați. Fii sigur că menționez, da? Am menționat și în ordinea vizită. Să nu spuneți că am votat chiar așa, nu spun. Dacă se depistează, de răspunzătoare. Da. Dacă nu mai sunt probleme, supunem la vot. Cine este pentru? Atâta. Împotrivă. Să abțineri. Deci trecem la următorul punct al ordinei vizită, divers. Ca să evităm aceste discuții care s-au purtat pe seama proiectului de hotărâri cu revizuirea regulamentului, haideți să punem în discuție timpul, cu cât timp înainte de ședință se pot pune la dispoziție materialele care se discută în ședință și fiecare președinte de comisie de specialitate să procedeze la discutarea acestora înainte de ședință, când consideră dumnealui. Să stabilim că cu o oră eu cred că nu-i de ajuns, cum astăzi, domn profesor, ea că a luat la cunoștință la ora 11 și la ora 12 în președința de Consiliul Local. Haideți să punem, nu știu, cum considerați dumneavoastră, măcar o zi înainte, să zicem. Să fie discutate fiecare proiect de hotărâre, să se aibă la cunoștință la nivel de comisie de specialitate și după aia, dacă sunt intervenții, să se știe la nivelul comisie. Domnul președinte, aș dori să intervin. Domnul viceprimar are perfect dreptate. Avem rugăminte la președinții de comisie ca un punct distinct la ordinea de zi, la ședința viitoare, chiar dacă noi am aprobat regulamentul, să încercăm să-l dezbatem în totalitate cu colegii noștri. Că nu am multiplicat încât 2-3 exemplare. Poate n-ajung la toți colegii. Este bine acolo să ne sfătuim în toate problemele. Pentru că dreptate are și domnul consilier Grigoraș, în sensul că aceasta este cartea de vizită noastră a Consiliului Local. Și ca să nu mai intervin încă o dată, domnul președinte, vă informez că am participat la ședința Consiliului de Administrație la școală. Am informat și pe doamna primar și pe doamna secretar cu gama de probleme. Am informat colegii din comisie astăzi în ședință la ora 11 ce probleme sunt. Problema cea mai grea care este pusă la această oră este problema, domnule, ajutați-mă, a foselor mici septice care se umple cu apa. Spunea domnul director, peste 600 de litri pe zi sau cât, nu mai țin minte, care, na, umplându-se fosele alea micuțe, bineînțeles, deversează și pe la vecini, mai avem și reclamații și toate celelalte lucruri. Noi am avansat mai multe propuneri. Ca să realizăm un proiect pentru anul viitor, în care să putem intra și cu mașina de vidanjă, vechiul grup sanitar, ca să ne înțelegem, magazia de lemne, că acum avem magazin nou la școală, vechiul grup sanitar, decopertat și dat jos, în așa fel încât să se umple la fosa aia septică mare, unde se adunau la grupul sanitar vechi, care aia, domnul Nele și domnul Vasilică, depășește, cred că, 2000,
de litri, cât? Mai mult? 4.000? În orice caz e mare, ca să înțelegeți. Igienizat, făcut așa cum prezenta doamna consilier Marlena Scorțeanu în ședință, pentru că te ia la întrebări și garda sanitară și toți ceilalți. Dar ăsta e un proiect care vine pentru anul viitor. Acum, a prezentat domnul Iftim Ionuț că există anumite substanțe chimice, tip capsule mai mari sau mai mici, care tot ce se adună în fosa septică se neutralizează, rămânând o cantitate mică la partea de jos a fosei, în rest este apă care poate fi dată și la în grădină la un pom. Numai că periodic trebuie vidanjat. Ei, vidanja am glumit noi în comisie, doamna primar, că avem pe domnul Cristin care poate ne mai ajută din când în când cu astfel de lucruri. O a doua problemă deosebit... Ajutor pe bani, De asemenea... Nu ajutor benevol. Nu. De asemenea, s-a pus foarte acut și e bine Consiliul Local să-și pună părerea privind hepatita. Să nu lăsăm numai pe Poliția Locală, pe doamna primar, pe doamna secretară și Consiliul Local. Eu am sensibilizat și pe domnul director cu toate gama de probleme. Am mai intervenit doamna Marlena, care e în specialitate la acest lucru, partea sanitară, să sensibilizăm și doctorii din comună mai mult. Mai ales. Doamne ferește de o epidemie de hepatită. Doamne ferește. Pentru că este greu. Și aș ruga tare mult domnii consilieri de la Rom, domnul Ienea și cine mai are posibilitate, doamna primar, și o să mergem și noi să sensibilizăm și pe acest preot cu bărbuță de acolo de la Rom, scorțeanu și nu știu mai cum, să-l sensibilizăm, să le spună la Rom, bă, v-a dus apă primăria și celălalt. Poate el are trecere mai mare decât poate nu mai primește nimeni pe acolo. El e primul focar. Exact. El trebuie să-ți pierde. Și să mai pretenții de la el. Da. M-a spus, adică să le transmită și el la Rome anumite probleme. O altă problemă, doamna primară, a fost aceea în care, dacă asfaltăm ulița Lazar, da, avem rugămintea 2, 3, 4, 5, 6 roabe de asfalt, de la Aleea Copiilor până la bordura gardului se face ieleșteu acolo și vine sezonul mai rece, mai capricios. Unde? În fața școlii. Domnul Nele, de la gard până la... a rămas puțin până la carosadă. Până la carosadă. Iar pentru parcarea aceasta din fața școlii, parcarea pentru cadre didactice, nu este un moft a nimănui. Haideți, vă rog frumos. Eu transmit gândurile domnului director. Nu e un moft a nimănui să se facă parcare în incinta școlii. Parcarea se face pentru a descongestiona trecerea copiilor, accesul copiilor în școală. Uitați-vă dumneavoastră acum mașinile parcate. Copiii se duc pe mijlocul străzii. Doamne ferește de un accident sau de nu știu mai ce. Cine va răspunde? Deci trebuie neapărat făcut ceva. Cu o mașină 2, 3, 4 de driblură, săpat mai în profunzime, astupat cu asta, făcut în așa fel încât să facem un proiect pentru la anul viitor calendaristic, să facem o treabă gospodărească acolo. Și cu fosa, și cu asta, și să dăm posibilitate la copii să meargă pe lângă gard. Acum, la ora 18, bineînțeles că toată strada e plină de copii. I-am spus și poate nuanță de supărare. Cadrele didactice care sunt de serviciu au o responsabilitate deosebită pentru a conduce grupurile de copii până la intersecție sau, știu eu, până într-un anumit punct. Am mai propus, doamna primar, și nu știu cât este de viabil, domnul consilier Nelu Iscu este martor și poate să vă confirme acest lucru,
am propus ca să se înceapă programul școlar măcar cu un sfert de oră mai devreme dimineața și să se renunțe la pauza, să fie numai de 5 minute cum e acum, și să vină ciclul de după amiază un piculeț mai devreme, ca la cel puțin 17.30, că la 18 întuneric beznă, Doamne ferește să nu-ți meargă iluminatul, cei pe stradă și ce fac copiii pe stradă, te crucești. Și pe bună dreptate sunt mulți care merg pe jos, pentru că mașinile noastre ale transport elevi, nu că nu au capacitatea, dar au în anumit traseu. Ei trebuie să ajungă și la Comănești, și la Moinești, și în toate zonele mai depărtate. E vorba de Secătura, e vorba de Bulen. Imaginați-vă acolo un copil de la școala Cernu că se duce pe la Bulen, pe jos. Păi îl mănâncă lupii pe partea aia. Dar mulțumesc. Ar trebui pus și legat de circulația de raza comună, ar trebui pus niște semne de limitare a circulației sau de verificare. Se circulă enorm cu viteze, nu se respectă limita de circulație în interiorul comunei. Eu am circulat zilele astea de pe jos de câteva ori. Enorm. Cum trec mașină, nu respectă nici banda aia continuă, da. Dar viteza este enormă, depășită față de limita circulației. Trebuie pus un semn de toate semnul. Cine nu le-a să fie sancționat? Da. Poftiți, doamna. Da. Aveți dreptate. Ca să ați plecat de la chestia cu... ați plecat de la chestia cu procesul verbal, care să fie pus și tot ce trebuie dezbătut. Eu spun cu o zi înainte, dacă puneți și dezbateți problemele, pentru că științii consilieri nu toți o scoate să vină cu 5 zile înainte și cu 3 zile și cu mai vine iar mai pierde o jumătate de zi aici, pentru că haideți că știm la fiecare și profilul și stilul și cum s-au făcut până acum. Nu au fost niciodată în ultimii ani făcut nici cu o zi înainte, nici cum au fost doar câteva ședințe care au fost mai importante, ședințe de buget și hai să fim cinstiți. Fără să ne arătăm acum niște lucruri de mare legalitate, pentru că n-am fost noi legali înainte să cerem la alții. Una la mână. A doua la mână. Eu cred că o zi înainte, dacă sunteți de acord să vină oamenii și să se întâlnească pe comisii, cred că e cel mai corect. Dacă vreți cu 5 zile înainte, veniți cu 5 zile înainte. Dar vă mai spun încă ceva. Cu o zi înainte s-ar putea în ziua respectivă sau în ziua respectivă. Uitați, acum, de exemplu, a intervenit ceva și o să vă spun să discutăm. E mai intervine cu ceva cu două ori înainte, nu neapărat cu o zi înainte. Adică o zi înainte mi se pare cel mai corect, dacă sunteți de acord. Treaba dumneavoastră. Și a doua, puteți vota asta cu o zi înainte sau cu mai multe? Aveți și alte propuneri de o zi înainte? Și varianta o formă pe electronică, să vei în toți lucruri, poate nu pot. Da. Dacă se poate trimite pe adresă de e-mail, e cel mai corect, e cel mai corect, cel mai, deci electronic e cel mai fain. Și legea prevede lucrul ăsta. Nu mai vor. Procesul verbal se afișează. Nu poate. La 3 zile după ședință. Da, se afișează undeva aici la domeniul public sau se dă pe adresă de e-mail. Da, asta, lăsați adresele de e-mail, lăsați fiecare și să dă cine are, cine nu are dintre cei care încă mai lucrează un pic mai rudimentar, cum toată lumea are, hai să fim cinstiți, poate să vină și să-l consulte aici și cu asta basta. Mi-a costit că sigur nu are adresă de e-mail. Ați afișat vreodată procesul? Tot timpul, tot timpul. La trei, deci după 3 zile le afișez jos. Eu am urmărit, nu, n-am văzut niciodată. Da, chiar v-am văzut acum aici. Lăsați, nu mai și a spus dumneavoastră de ce să arăt. De ce? Pentru că vă dau un exemplu. Cum s-a întocmit procesul verbal în momentul când a fost ședința aia? În iunie 2016, când cu Matei. Ce ați făcut? Da, domnul Grigore, așa dați voi vorbesc, că v-am lăsat cu dumneavoastră, nu v-am spus. Da, așa, păi tot așa și eu. Următorul lucru este acum, astăzi, asta vreau să vă spun, începând de la ora 9, am avut o ședință cu cei de la Stratum. Știți că este problemă cu drumul și așa. Deja o parte din consilieri au inventat niște chestii. Că le-am dat eu drumul, că am vrut eu să le dau. Știi, să știi foarte bine cine a vorbit, că e unul singur care tot vorbește și vorbește aiure. Astăzi au venit cu... Dar nu e realitate, doamna primar. Eu am vorbit.
Nu e realitate? Tocmai asta vă spun, că nu e realitate. De ce vă scuzați? Domnul Grigorar, dacă ar fi realitate, din păcate, trebuia să ridicați problema asta așa cu 7 ani, când aveați, uitați, primar de aceeași coloratură politică. Acum e realitate, că nu sunt eu ca și dumneavoastră? Nu înțeleg ce vreți să spuneți. Faceți abuzuri, nu cu faceți ce? Ca și cu ce am făcut abuz, domnul? Exact, concret, cu ce am făcut? Păi da, păi, asta l-am întrebat pe domnul Ion Ionuț. L-am întrebat când a intrat drumul nostru, pentru că da. Asta a discutat, când a intrat aici, a discutat de revendicare a drumurilor comunale și uliții. Când va intra? O trecut deja un an și ulița nu a intrat. Asta nu are nicio treabă cu stratul. Haideți să nu divagați. Și-o zis posibil, o să-și noteze, o să vă duceți. Ulița dumneavoastră arată foarte bine în comparație cu alte ulițe. O să pregânde, o să arate rău și nu puteți. Deci vă asigur că se vă face. Nu, trebuia să dau argument. Sunt oameni care stau mult mai rău ca la dumneavoastră. Acolo aveți 50 de metri de drum. Eu nici n-aș uita, eu la mine n-am făcut asfalt. Am zis, nu facă la mine, că nu-i frumos să zic că fac la mine prima dată. Haideți să fim un pic cât de cât așa, totuși, moral într-un fel. Cei de la stratul m-au venit astăzi pentru că vor începe să termine drumul și să-l asfalteze. Au venit și am discutat, au venit cei mai, mă rog, cei care sunt în măsură să ia deciziile. Drumul este în licitație, bine, licitația la ei nu e ca la noi, ei fiind privați, vin cu oferte, nu neapărat cu licitații cum este la noi. Aș zice, pentru că au început și pentru că au semnat contractul și pentru că au terminat proiectul, au cerut să le dăm drumul pentru ca să treacă mașinile, da, în continuare, ca să nu pierdem nici taxa aceea de către 1 milion care s-au pus pe mașină. Că atâta timp cât au fost cât de cât constrâși, noi am pierdut din punctul ăsta de vedere al banilor pe taxa aia de 1 milion. Așa că aș spune să ridicăm interdicția începând de astăzi, ca să poată să dea drumul și la mașini și să poată să dea drumul pentru că după mine și după discuții pe care am avut, n-a fost numai eu, a fost și Sorin, a fost și Mitrel, a fost și un expert în ceea ce privește drumurile, ar fi corect să le dăm drumul ca să poată să-și facă și treaba și să... Na, au fost și ei totuși din bun... Într-adevăr, sunt timp foarte mult, s-au obținut autorizația de construire, că asta e cel mai important. În momentul în care s-au obținut autorizația de construire, deci se poate da drumul la drum. Dacă sunteți de acord cu acest lucru, eu cred că e un lucru bun și benefic. Promisiunea pentru când este să-și facă drumul? Ei, cam ar trebui cam să vedem dacă mai ține timpul, deja până la sfârșitul lunii să înceapă să vină cu utilaj, să înceapă să pună stratul care este de... Nu mă pricep așa bine din punct de vedere tehnic. Pe bulet, la valea. Drumul pe bulet, da, despre el este vorba, da. Da. Cine este de acord cu acest lucru? Aici e vorba despre ridicarea interdicției. Știți că fost 3,5. Ultima și o să mergem la 7,5 plus taxa aferentă. Da. Domnul președinte? Deci, spuneți, mai e cineva vorbesc? Spune, domnul. Suntem de acord, doamna primar, cu acest lucru, dar mai ziceți-ne o propoziție despre proiectul la gaze. Cu ce vă mai putem noi ajuta? Acum... Proiectul la gaze... Întâi haideți să votăm asta cu drumul și pe urmă vorbesc, deci, vă spun că sunt diferite. Da. Deci, cine este pentru drum de la mine? Cine este pentru ridicarea interdicției? Împotriva acțiunii. Și mai e un lucru de votat, ce a propus domnul Gheorghiță, domnul viceprimar, termenul de o zi, pentru cei care n-au... Pentru ședințele de comisie. Deci toate, tot ce este material și tot ce e raport de citit, tot dinainte. Cine este pentru? Împotriva acțiunii. Bun. Sper să nu deranjezi pe cineva cu privire la acest punct pe care l-am propus. Într-adevăr, pe perioada anilor anterior nu s-a respectat acest termen, dar pentru a evita aceste discuții, cred că este corect ca să nu mai avem atâtea discuții, pentru că nu s-a știut dinainte măcar pe 24 ore. Vă mulțumesc frumos! Vis-a-vis de problema cu gazele. De problema cu gazele, proiectul cu gaze a fost terminat. El a fost făcut. A fost depus pe fondul de investiții. Să sperăm că acest fond de investiții, acum fără să vorbim politic, sperăm că fondul de investiții va rămâne în continuare în picioare și că guvernul nu-l va eradica, pentru că am fost unii dintre cei care au prins pe listă, nu penultimii, un pic mai sus de penultimii, totuși 9 milioane de euro.
Sper că acest fond să rămână în continuare, dacă fondul rămâne în continuare și proiectul rămâne în continuare. Dacă nu, să așteptăm un proiect european, mă rog, și fondul de investiții era pe bani guvernamental, deci nu. Să așteptăm un proiect european prin care să putem să ne scriem cu el, să luăm de la fondul de investiții în cazul în care acest fond cade, să luăm de la fondul de investiții, să-l transferăm în partea asta altă ca să putem primi finanțarea. Este foarte bine tocmit, este făcut pentru toată comuna. V-am spus, suma ar fi, este etapizat în 4 ani, suma ar fi de 9 milioane de euro. În 4 ani asta, dacă ar începe, să spunem, la anul să înceapă. Au fost foarte multe persoane care au venit aici la primărie pentru a semna aceste cereri într-un fel în care se dea gaz, cum ar veni, vă spun așa, între ghilimele, că își doresc foarte mult să pună gaz în comun, datorită faptului că lemnii sunt din ce în ce mai puțini și foarte scumpi, după cum știți. Asta e cu proiectul. Deci proiectul este lucru. Sunt curioasă să vedem ce se întâmplă la următoarea ședință. O să vă informez, poți să știi ce se întâmplă cu fondul de investiții, fondul suveran, să vedem dacă într-adevăr ține mai departe și dacă putem să mergem mai departe cu lucrările pe PNDL. Așteptăm o factură acum să plătească, să vedem dacă se plătește. E peste 4 miliarde, lucrurile de fapt s-au făcut. Mâine începe asfaltarea pe Cornet și pe... și partea de aici, pe, ziceți, la uliță la Lazar, încep asfaltările. S-a făcut asfaltarea, știți, s-a terminat asfaltarea de la Negren, care s-a făcut la, cum să zice, la părintele de la Negren și aproape acum și cu rigolele de pe, merg mai departe. Într-adevăr, la rigole se lucrează un pic mai greu, mai puțin oameni, pentru că sunt în mai multe locuri. Spre surprinderea mea, am scos a doua oară la licitații drumul de la Brănești, ăsta din spate de aici, de la domnul Bia, la deal. La prima, ăla pe Gal, da, la prima licitație nu s-a prezentat nimeni pentru că spun că este un drum care nu se încadrează, adică prețul este foarte mic, cu toate că știți foarte bine, că noi tot am mai pus bani și tot am mai pus bani, dar pentru că s-a ridicat prețul la ciment, la astea, am avut altă surprindere ieri. Cineva totuși a venit și s-a interesat. Și acum să vedem că dacă s-a interesat, ar însemna că în două săptămâni să știu exact despre ce-i vorba și să vedem, poate și ăsta începe, dacă omul l-am văzut destul de activ și destul de ok. Deci el a fost scos la licitații, pisicap, fără probleme, nu-i prima dată, e a doua oară. Uitați că ne întâmpinăm și probleme de genul ăsta. Proiectul de la Cernu, de la Cămin, merge foarte bine, merge lucrarea foarte bine, am fost și la prima tranșă deja la AFIR. Lucrează oameni din comuna Podul și din Cernu, ceea ce este foarte, este mai mult decât minunat. Multe firme care n-au venit la licitații cu care am discutat, dom'le, avem drum și așa, nu au oameni cu care să lucreze, nu neapărat preț în sine, nu au personal. Spun, dom'le, n-am oameni cu ce să vin să lucrez. Este foarte greu din punctul ăsta de vedere al oamenilor. Cam astea sunt proiecte care sunt așa, cât de cât. După asta urmează, prin PNDL, urmează drumul din dealul Bujorii, care trece prin, de acolo de jos, de la școală, care trece pe la ulița Morii și urcă sus până dealul Bujorii, până în spate. Avem două proiecte depuse pe Compania Națională de Investiții, cel din care duce spre Cheștea, acolo de la bifurcația de la Cheștea la Șopa, se duce până sus. Și mai avem ăsta de aici, de sus, de la de unde stă Părintele Moraru. Bine, peste drum de Părintele Moraru, care coboară și urcă prin deal pe la Valea Șoșii. Astea sperăm ca prin primăvară și așa să fie și astea să înceapă să fie și astea sunt puse pe situații de urgență și aș crede că poate merg un pic mai repede decât celelalte. Ne piedicăm de foarte multe birocrații, foarte multe birocrații, sute de acte și de dosare. Acum mai ceva, acum mai altceva. Este foarte ușor de a spune că nu s-a făcut și așa, dar sunt și cei care lucrează cu noi aici, dintre și dintre consilieri, și văd care-i treaba și cam văd despre ce-i vorba sau știu ce înseamnă un proiect. Că și asta e o problemă, să știi ce înseamnă cu adevărat. Drumul de J117 care duce spre... La Cernu. Care duce la Cernu. Au cerut deja, au cerut unde se poate să amplaseze utilajele, pentru că le trebuie zonă cadastrată, le-am dat zona de la școală, pentru că acolo e și urmărit video. Sunt câteva probleme acolo, în sensul că lumea
a ieșit cu gardurile în drum să vedem cum se vor rezolva aceste probleme de garduri și de stâlpi de la EON. A fost comisia de la EON, a fost comisia de la APA. Să mai așteaptă un aviz de la APA, deoarece s-a tot trecut termenul, să mai așteaptă un aviz de la APA. Și s-ar părea că drumul începe cât de repede, acesta de pe DJ. Am vorbit și cu cei de la Bacău, am vorbit și la București. Asta este unul dintre drumurile pe care dumneavoastră știți foarte bine că l-aștept. Pentru că este un drum foarte greu de făcut. Chiar dacă noi considerăm că nu s-au făcut de atâția ani, din ce am vorbit cu experți, din ce am vorbit cu cei care au venit aici, drumul acesta este unul foarte greu de făcut. Foarte greu. Datorită gabionării, că dacă se intervenea în el, poate în fiecare an cu câte ceva, nu s-a ajungea la stadiu care drumul s-a apuce să, aproape să se rupă în două. Sunt fel de fel de echipe care vin cu lucrări mai bune, care vin cu lucrări mai proaste. Nu, problema este că nu-i mai găsim. Am ajuns la această performanță să avem banii pentru lucrări puși și nu avem oameni cu care să lucrăm. Că nu poți să lucrezi chiar cu orice firmă. Adică trebuie să vină cineva. Mai te rogi de unul, de altul. Dacă te rogi de unul, de două ori, de trei ori, începi să spună, păi da, faci cu ăsta, că e firma casei și trebuie să treci la altul ca să... Asta iar este o mare prostie, poate să mai schimba și legislația pe această problemă. Sperăm să începem drumul ăsta de la Brănești, pentru că și aici au fost probleme cu inundațiile, știți care este treaba. La Bușești, pe perioada care vine din primăvară, o să încercăm să facem reparații la drum mai... Acum am terminat, știți cum avem o parte de bani, spune, domnule, atâția bani ai pentru reparații. Nu poți să treci mai mult de banii respectivi. Pe perioada cealaltă, dacă o să poate, o să facem și un proiect pentru cornet, pentru drumul care duce la biserică, că e și biserica acolo, și cimitirul, și ce este acolo. Dar acestea sunt proiecte. Și un proiect așa mai de... Apropo, acolo s-a balastat, dar dacă șanțurile alea, autograderul, se putea cu autograderul face șanțurile un pic. Unde? La corne, de la Troiță până la biserică. Dar n-am terminat încă. Încă suntem cu utilajele pe drum. Acum faci numai asta, autograderul, doar mai înclin o leacă și le face, că nu poate mai mult de atâta. Eu cred că e destul de bun, pentru că, credeți-mă, eu am fost ieri. Acolo, de două ori. Este toată ziua, foarte bun. Dar, dacă am înțeles, s-a pus balastru, dar balastru este pus inutil dacă nu sunt șanțuri. Sunt și șanțuri câteva. A trebuit dus cu buldo, avem utilaje, dus cu buldo, pus la treabă. Să știți, domnul Patrichi, că utilajele comune și încă alte utilaje lucrează de la începutul anului. Numai dar n-am zis că nu lucrează, nu? Asta e problema. Vă spun altceva. O să ajungă să facem și asta, ca să nu, imediat ce o să termine acolo și termin cu autograderul, o să ajungem să facem și, că mai trebuie și niște traversări, mai trebuie, adică tragem din ușa, tragem din noi. Și lărgit un pic, și lărgit drumul. Da. Am înțeles, uite, eu să notez. Vegetații crescute pe șanț. Auziți, știți cum, la vegetație, eu cred că și lumea ar mai trebui să pună mâna alea pe topor și pe coasă și păi știți, aici trebuie identificat fiecare proprietar și chemat aici. Nu avem fiecare proprietar, s-au dus la fiecare acasă cu adresă și așa. Și ca să nu mai la proprietar să-i mai pui amendă, că vine amenzile la primărie și uitați, avem probleme pe urmă, că nu putem să ne recuperăm și pe urmă să supără lumea cât de ce le-a recuperat. Încercăm să fie totul omenești, ca într-o comună. Să fim cât de cât omenești și treci un an, trec doi, trei, cinci, dar la un moment dat nu poți să faci chiar rabat deci cu orice. Proprietari sunt unul, doi acolo, știi, că eu cunosc bine zona. Da. Restul, am terminat avem acum, într-adevăr, la Negreni, au fost acolo, exact aceeași treabă. Cu... Am luat pe ăștia de la 416, lucrăm cu ei cum se poate, cât se poate, care bolnavi, care de rău, care stau în coadă. Care nu vin, care stau în coadă. Da. Cam acestea sunt... Nu mai stau, de frig. E, da, unde? Acum mai frig. În ceea ce privește partea de, a spus domnul Bia, partea de iarnă, noi ne-am cam făcut tot ce este de făcut, am achiziționat cam tot ce este de achiziționat pe acolo. Nu avem, sper să nu rămânem ca și în anii trecut, nu cred că va fi o problemă. Într-adevăr, va fi o problemă de o zi, două, la distanță, că nu poți să te întinzi peste tot, dar lumea cam a înțeles. Am înțeles care-i treaba acum, că nu se poate. Cu ce utilaje avem? O să mai luăm utilaje și mai închiriem ca să poată să fie treaba bună. O să fie un utilaj care o să stea pe Bucșești și pe Cernul. Întotdeauna, dacă iarna grea, așa s-a întâmplat. N-am avut niciodată blocat, doar dacă a fost blocat două ori, să zic, maxim. N-am avut, cel puțin de când sunt eu, nici când era domnul Vici. N-a fost niciodată blocat drumul ca să avem probleme genul ăsta. Deci cam asta
asta e așa o informare a ceea ce se întâmplă. O problemă ridicată, doamna primar, și m-am adus aminte acum și sper să nu plictisească. În punctul fostul CAP Bucșești, de la doamna Codreanu, directoarea puțin mai jos, la fabrica de pâine, e o troiță. Acolo s-au aciuat zeci de câini, v-am informat pe dumneavoastră. Este bine consiliere din zonă, cât și noi, Consiliul Local și conducerea primăriei, mă gândesc la copilași ăștia, că termin la ora 6 și întuneric beznă, cum spunea domnul profesor doctor Rosei, ieri în ședință. Dom'le, se poate să-ți, nu știu, un copil să-l mănânce ăștia în mititei, întuneric, nu știu. Și soluția aceasta este următoarea. Îi prindem pe câini, n-avem depozite, știu eu cum se numesc aceste padocuri pentru câini, dar întrebarea, și le-am pus și eu întrebarea în ședință ieri, dumneavoastră ați observat că în Moinești, în municipiul Moinești, nu mai sunt astuțea câini vagabonzi? Unde sunt aceștia? Dar domnul profesor, de ce nu mai sunt? Nu știu. Că-i aduce la noi. Eu am văzut. Aici ai problemă. Îi aduce la noi. Unii stai un câmp acolo, vine și lasă videa. O venit cu mașini, cu sunatul meu, dar nu le-a luat numărul de telefon. Mașini care era la Moinești, cu mașină, cu papuc, au venit și-o dat drumul la 4 javri pe... Cu cine să mă bat? Spune. Așa este. Nu mai sunt pe Moinești. De asta nu mai sunt într-un loc. Îi mut într-un alt loc. Normal. Că doar n-au voie să le facă. Cu toate că la Moinești au dintre ăștia, cum se cheamă. Nu, au aici ceva. Dar aici e o problemă. Că schelele și așa, că n-au mâncare și n-au aici. Trebuie să aibă niște condiții câinii. Că dacă te-ai apucat să-i prezi un câine și nu i-ai făcut niște condiții, e mare problemă. E dosar penal. Acolo știți ce se întâmplă în zona aceea unde spuneți dumneavoastră că sunt mai mulți câini? Stă toate aceea. E o bunicuță cu mai mulți câini, da, da, da. Unde chiar la Troiță, cum o cheamă? Da, Marcica, la Palare. Exact. Și acolo strânge tot felul de mizerii și așa. Noi ne-am dus cu utilajele acolo, băieții de la poliția locală s-au dus, s-au încărcat. Trei de astea, cum se cheamă? Trei tractoare. O luat de acolo, remorci cu mizerii. Ferească Dumnezeu. Din cauza asta și câinii se strâng acolo. Am fost pistia în casă, am fost și am făcut curățenie, am strâns. Chiar, adică, cum să spunem, toată lumea s-a implicat în asta. Aceeași problemă cu câinii mei și la cei la Cristina, în intersecție. Acolo iar e cineva care le dă mâncare. Credeți-mă, câinii și de viață, nu știu, ar trebui să fac tot așa, făcut dar ceva... Dar spui ceva, s-ar de 7 metri. O să vă spun o problemă, dacă trebuie să discutăm de materialul antiderapant. Dacă se pot pune niște vezi ceva la drum, la neagul, pe panta aia și la ridică, spre ideal acolo, că dacă tot o să vină iarna, să ducem ca să... Da. Când o să vină cei de la ajutorul social să aibă, între ăștia, pentru că sunt... Este o problemă la neagul acolo, e panta destul de mare și există... Dar unde zici tu? Partea la mea, de la fare, de la tine, de acolo la fare, dar fiindcă a venit și italianul și în afară, asta este la botezatul, are o problemă de sănătate și, Doamne ferește, odată ceva se poate să iasă la deal, era un 4-4, într-adevăr, dar știi partea cealaltă. Doi, referitor la parcarea de la școală, ce spunea și domnul Bian, părerea mea că decât să facem parcare în interior, eu aș fi, dacă sunteți și dumneavoastră de acord, să facem, să mutăm gardul cu o jumătate de metru și mai câștigăm o jumătate de metru de aici, dar făcut un șans care să treacă și pe la domnul prin față, care să ducă în drumul, ne asfaltăm acolo, să colectăm apa. Apa care de acolo nu are, tot timpul va sta în fața școlii. Nu cred că este o soluție să mutăm parcarea în curtea școlii. Mai degrabă mutăm gardul cu o jumătate de metru sau 800, îl ridicăm mai sus cu 300 de milimetri și facem o pasărelă. Din păcate se... este bună soluția ta, dar din fericire e bună soluția ta, dar din păcate nu este bună că e la drumul județean și nu o să primim niciodată aprobație. Așa e. Ca să faci șanț pe marginea drumului. Mă gândeam să facem pe marginea drumului. Să facem chiar lângă, dacă am ridicat parapetul cu 400, adică cu 300 de circuri copii, să facem o ligodă prin aia.
chiar în parapet, până unde se duce mașina cu fața în noi. Și atunci copiii ar circula pe partea aia și se duce în șanțul la parte, fiindcă nu este ala. Trebuie făcut un proiect întreg. Un proiect. Iar referitor la fel, l-a fost aseptit. Un proiect întreg, cam un an jumătate. Ceea ce spuneați? Un metru cub, 2 metri cubi, foarte puțin. Eu mă gândesc că sunt cel puțin 300 de copii în două schimburi la această școală. 400. Dacă tragi o dată apa, fiecare 10 litri, sunt 4 tori de apă pe zi. Adică dacă se va umbla tot la fel, să fac un proiect, să punem o fosă septică cel puțin minim de un 10 metri cub, că și o vidanjă când vine și vă trage, iar undeva la 14-15 metri cub, adică și nu vine nici să tragă 2 metri, 3 metri din fosele mici. Să punem o fosă septică de cel puțin 12 metri cub, care e părerea mea care rezolva partea asta din probleme cu... Și o fosă septică, ați văzut, luată din asta care acum partea de apă pleacă din ea la vale, adică rămâne exact ceea ce spunea și dumneavoastră, rămâne ceea ce este mai grosolat să tragă... Da, noi am luat deja atitudine cu asta, să vedem acum ce putem să facem din punct de vedere. Și a banului și a proiectului, pentru treaba asta, că aici e problema. Mai este o problemă din ce știu eu. Mai este problema apei pluviale care vine de pe școală. Cred că ar trebui discutat și dus și scos în șanțul. Sunt șanțuri, dar din ce știu, duci tot în fosa septică. Nu. Nu, 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 deci nu ducem poate. Da, 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 sigur asta spun. Și nu, este, dar trebuie arătat da, acolo, că uite, e nu trebuie să o leagă. Este așa ceva care duce prin toate. Este ca așa ceva care duce prin toate. E super ok. Adică vreau să-l aducă la radu. Da, e foarte bine dacă nu sunt și zbușenii de ce. Da, da. Este program de proiect de canalizare. Să mai facă proiecte. Până când vine canalizarea, trebuie făcut oamenii acolo cu canalizarea. Nu se vorbește chiar într-o zi, două. Și tot aici, referitor la drumul ăsta de la Rusăiești, dacă să vă aveți în vedere, aici jos la drumul Popa Vaselii, care duce drumul ăla la Livite, mai un pic, dacă se mai vină două api mari, ajunge și se dă până casă. Cui? Chiar în Popa Vaselii, care asta e din mod, nu știu ce este acum, chiar în curbă. Unii, face, unii se duce prima dată în pârâu, au venit acum tot s-o muta mamei, bate direct în mai un pic mai, zică 5 metri. Chiar în pârâu se duce la Livite. Deci, primul de la mine, la poate cu scovoare, e exact în zona acolo, fata lui da, gata, Cristea. Știți că duce da. Și face un opt acolo da. În râu. Râu, e destul, da. E destul de grav și este da, un strâng. O să intervenim cu utilajul noastră și vedem ce acolo, dacă... Da. Mulțumesc, da. Mulțumesc și eu. Domnul Daniel Stamati solicită o mașină de balaj de Biulita Aerarier. De la stea de la dispensare la Bucșești, imediat prima ulișoare pe dreapta. Sunt 3-4 căsuri da, acolo, mi-au zis că câteva ori să-i duc o mașină de balast, tot îl trec cu mașina și cu tractorul și o lăsa terenul. Și o să vină timpul mai așa și... Acum, da, o mesaj. Poate. Ce rugăminte referitor la șanțuri, mi-am adus aminte acum. Când face băieți, încerca să facă șanțurile de la deal de drum, adică nu de la vale. Când vine panta ca apa, tot timpul vine de la deal și dacă nu făcă șanțul de la deal de drum, adică în pantă cum ar veni și cu traversezi pe partea unde se ducă la vale, tot timpul va lua apa, acel balastru și va muta de fiecare dată. Adică niciodată dacă panta e așa și faci drumul de la vale, normal că apa când vine de aici va spăla tot balastrul ăla și va duce în șanță. Să aibă în vedere tot timpul să facem șanțul de la deal. Văzut unii are căderi și se face câteva traversări de drum unde se duce să o ia. Numai că și aici e o problemă cu oamenii care dacă le dai apa spre grădini, da. Întotdeauna există și o parte frumoasă, întotdeauna există exact. Și o parte urâtă, că asta e. Dar acolo la Stamati știți cam ce număr răspi la casă pe acolo, așa, știi? Sau păi, dinainte de biserică, nu se scriu. Da, 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 înainte de biserică la Sfântul Dumnezeu, eu nu știu pe dreapta. Da, unde? La Bucșești. Solicită de cineva la Bucșești, o mașină de bani. De la dispensar, imediat stânga și în prima la dreapta. Buricioară mică în bustă. Acum, e bine că se rezolvă. Încă o dată spun, la dumneavoastră e foarte bine, domnul Grigoraș. Serios e bine. Eu am trecut pe acolo. Nu ar, ce sunt? Noroi, nu-i, nu-i nimic, astfel.
nu este, dar vedeți că nu când e uscat. Dar nu când e uscat, e și iarbă și dacă ce este, nu e vorba de răutate. Șanțul l-am înțeles de jumătate de metru și când plouă, deci nu mai vine pe șanț. Mai, a trebuit dreptatul ăla cu șanțul, să vină pe șanț. Șanță. Asta dreptat. Spun. Dar eu trebuie mereu cu mașina și se lasă, acolo, dar la domnul Grigorator nu are mașina mică, nu mai are mașină mare. Pe Victor Trofă, care omul tractoră și-a făcut intrarea, da. Să vedeți intrarea cum e acolo. Nu, asta a fost acum, de asta spun și nu mi s-o părut fie noroi. Nu pot, nu, da? Când ea? Să mai gândă, dacă mai altcineva? Alte probleme. Dacă nu, la mare acolo. Care, drumul ăla care vine din spre biserică, din sus și coboară, așa, acolo, dar noi eram până acolo. Debea a intervenit un pic cu el, dar era și pe o parte și pe alta. Știi ce s-a întâmplat? Iar s-a făcut exact același lucru. Am fost atunci cu băiatul, cu Dobrovăț, care stă sus în capă și am stat o grămadă acolo până l-a făcut. Dar asta spun, că trebuie intervenit pe fiecare drum, orice a fost să cred că... Nu, da, trebuie dat pe o parte, că tot... Dar la drum făutare, la duci pe asfalt, când zic la mine. Să duci pe asfalt, dar ce nu văd? Da. O să notez și o să dacă nu mai sunt probleme, poți rea ședința închisă. Mulțumesc.